dacă și mai dacă, 2x minus 1 este în divizorul al lui 8. Dacă și mai dacă 2x minus 1, da, este în divizorul lui 8. 8. Adică, echivalent, că 2x minus 1 aparține mulțimii divizorului lui 8. Mulțimii. Care sunt divizorii de 8? 8, 1. Deci 1 și 8, divizorii de 2, 3. După care punem? 4, 2. 4 și 2, nu? 2. Și o rog gândând. Cazul 2x minus 1 egal odată cu 1, da? 2x minus 1 egal cu 1. Și rezultă că? Rezultă că 2 ori 1 egal cu 2 minus... Nu, deci rezultă de aici. Adunăm un număr n-ambit. Da? Adunăm un număr n-ambit. Și vine 2x egal cu 2. Adică x egal cu 1. Deci x egal cu 1. Deci primul element în B, deci mulțimea B mare, iată, conține B mare, conține B 1. Așa că da. Iau mai departe. 2x minus 1 egal cu cine acum? Cine e întrebat? Un alt element de mulțimea divizorului 8. Egal cu 8. 8. Și deci rezultă că 2x egal cu 9, nu? Și dacă 2x egal cu 9, x nu mai este număr natural. Că 2 cât se facă 9? Nu e, nu există așa ceva. Deci, de aici x nu aparține în numele naturale. Îmi pare rău că noi vrem numai pe x natural pe care să-i locuim aici. Deci mai departe, 2x nu sună egal cu cine? Cu 4. 4. Adică 3 2 x egal cu? Egal cu 5. Da. Și x egal cu 5 împărțit la 3 nu iese. Deci x nu e numai natural de data asta. Deci nici așa nu-mi place. Mai departe, 2 x minus 1 egal cu? Cu cât cu? Este egal cu 2. 2. Adică 2 este egal cu? O egal cu 3. Da. Și iarăși se poate. Și atunci x iarăși nu e număr natural. În final, mulțimea B, ce elemente conține? Pe 1? Și el, asta. Atât, numai pe 1, corect. Iar mulțimea A, ce elemente am găsit în ea mai devreme? 1 și? 0 și 2. 0 și 2. Deci, mulțimea formată de elemente 0 și 2. Hai să facem reuzundeamă A reunit cu B. Ce înseamnă A reunit cu B? Toate elementele care se găsesc în A și se găsesc în B. Atenție. Punerea la un loc, A. Deci, scăderea era aceea, dar reuniunea, reuniune. Hai să ne reunim, le punem la un loc. Ar fi cât? Cu 0. Da, 0, 1 și 2. Punerea la un loc. 0, 1 și 2. Intersecția, practic. A, intersectatură. Adică și comun. Și colo și colo. Egal cu mulțime video. Deci A intersectul B egal cu mulțime video, că nu avem nimic. Dar A minus B. Cât A? Elementele care se găsesc în A, dar nu se găsesc în B. Da. Atunci rămâne cât A minus B? 0 și 2. A minus B, 0 și 2. Mulțimea formată de 0 și 2. Așa. B minus A. Egal cu 1. Cum? Mulțimea formată de elementul 1. Vezi? Am reușit să luăm în discuție aici. A fost și operație cu mulțimi. Da? Da. Iată dacă îți dau așa. Îmi dau pe ieșițiu repede. Și știi că A minus B egal cu mulțimea formată de elementele 1 și 2. Iar B minus A egal cu elementele 5 și 7. Reuniunea A a reunit cu B, punerea A în loc, e formată din elementele 1, 2, 5, 7 și 9. 1, 2, 5, 7 și 9. Cine? A egal cu ce elemente? A egal cu cine? B egal cu cine? Deci vreau să găsim mulțimile A și B. Știi că A minus B este atât, B minus A este atât și A reunit cu B este asta. Cum găsim
Cine e A, cine e B? Păi o să fie 1, 2. Deci am obligator în A pune 1 și 2, pentru că toate elemente în A care sunt B, deci 1 și 2. În B vom pune 5 și 7. Da. Și în A ne vom pune 9. Așa că dacă lăsăm numai așa, când facem reuniunea, în A mai 9. Și atunci punem pe 9 și într-un A și în celălalt pe mulțime, că numai așa, dacă punem una din ele, apar la scădere undeva. Și ca să nu apară nici la A-B, nici la B-A, iată că le-am pus pe nou în ambele. Bun. Acum, să se determine, să se determine numărul ABC din 3 cifre ABC, știind că la împărțirea la 3, știind că ABC împărțit la 12, dă restul, același rest egal cu 5. Și tot ABC împărțit la 36 dă același rest 5. Nu 36, hai să zicem la 20. Împărțit la 20 dă restul 5. Cine este ABC? Să se determine toate numele ABC știind că au șase calitate. Păi, să facem teorema împărțirii cu restul. Deci o să spunem că ABC de împărțitul egal cu împărțitorul 12, oricâtul, nu știu, oricâtul, plus? Plus 5. 5. Apoi, același ABC. Egal cu 20. Ori al cât cezorii, plus 5. De aici adunăm un 7 fiecare membru. De ce adunăm 7? Te gândeai tu la chestia aceea cu noi. Că între 12 și 5 e 7. Dar de 25 nu mai este 7. Da. Este modelul de celălalt care e aceeași. Nu o diferență. Dar aici nu e. Am putea să scădem un 5 din fiecare factor. Sigur că da. Din fiecare are relații, da? Da. Deci, echivalentul va spune ABC minus 5 egal cu 12. Ce 1 și ABC minus 5 egal cu 20 ori ce 2. Deci ABC minus 5 face 12 ori ce 1, ABC minus 5 face 20 ori ce 2. Acum... Deci ăsta este 12 ori ceva, ăsta e multiplul de 20. Căutăm ca ăsta de aici să fie multiplul și de 12 și de 20. Adică aflăm numerelor, la numele de 12 și 20, cel mai mic multiplul comun. Da? Faptul că deci aici vine 12 ori ceva, 20 ori ceva, deci înseamnă că multiplul și de 12 și de 20, găsim el să fie cel mai mic multiplu comun al numărul acesta. Deci vine 12 ori de 4. Face 3 ori 2 la 4, e 4. Și 20 egal cu 5 ori 2 la 2. Și cel mai mic multiplu comun egal cu? Egal cu 2 la 2. 2 la 2. Ori ori 5 ori 3. 5 ori 3. Și ce e din comun său, da? 5 ori 3. Și facem final 4, 5, 20 ori 3, 60.
Deci, cel mai ABC minus 5, deci rezultă că ABC, ABC minus 5, egal cu multiplu de 60. Da? Multiplu de anumitorul, e omul care am zis. Multiplu de 60, adică egal mai departe cu 60, ori un 5. 60 e mulțit ceva, asta înseamnă multiplu de 60. Deci 60 ori un 5. Unde virgulă P aparține mulțimii. 1, 2, 3, 4. Și începem. Pentru P egal cu 1, pentru P egal cu 1, pentru P egal ABC minus 5 va fi, deci pentru P egal cu 1, ABC minus 5, hai cu dumneavoastră. La ABC minus 5 va fi 1. Deci, nu, egal cu 60 ori 1. A, 60. Egal cu 60. Adică? Un ABC este egal cu 65. Eu deduc că ABC egal cu 65. Păi bun, are 3 cifre? Nu. Imposibil. Pentru că egal cu 2. Ia să rezolvi. Rezultă de aici că ABC este A minus 5. ABC minus 5 egal cu? Egal cu 60. Ori 2. Ori 2 și minus 120. 120. Mi-a de rezultă că ABC. ABC este 125. 125. Îți place 125? Da. Care e 3 cifre. Deci, iată, la întrebare găsiți pe ABC, primul e atât de găsit. Pe urmă, mergem cu P egal cu 3. Vine ca ABC. Va fi minus 5, va fi egal cu 180. Da, 180. Și rezultă de aici ABC este egal cu 185. 185, apoi. P egal cu 4. Da. Rezultă ABC minus 5 egal cu 120. Cu 220. Da. 220. Rezultă de aici ABC este egal cu 125. 120, ai zis 180. Păi am văzut la 3 a fost 180, acum la 4 e egal cu 4 ce? 46, 24. Da. 245. Da. Păi atenție, 245. Cum pe egal cu cât? Cu 5. Da. Rezultă ABC minus 5 este egal cu 360. Rezultă de aici ABC este egal cu 365. Da. Ce observăm? Observăm că ne tot ducem până când epuizăm cele 3 cifre. Ne putem duce la 20? Nu. Că 20 ori 60 fac 1200. Deci undeva la 17-18, pe acolo ne ducem, ca să fim încărcați doar până la 3 cifre. Ai văzut că egal cu 1 n-am mers, că 60 ori 1, 60. Deci nu mi-a dat satisfacție. Și... hai să vedem. Facem direct. Pe egal cu 17. Ia să vedem, da. Rezultă aici ABC. Minus 5 este egal cu 76. Să zicem,
să scapeze și nu mai ies. Yes. 1 egal cu 3 plus 3 la a doua plus 3 la a treia plus, pe mai departe, plus 3 la puterea 2016. Cum o calculăm suma asta? Este suma în Gauss. Suma în Gauss, că termenii străi, de la o etapă la alta, s-adună în același lucru. Deci, scădem din ultimul pe primul. Suma Gauss ar fi așa. Dacă ar fi S egal, hai să spunem, 5 plus 8 plus 11 plus 14 plus mai mare. Deci când îl văd din forma asta, 5 plus 8 plus 11 plus 14, adică tot se adună același lucru. Chiar așa, cum facem suma asta cu lumea alta? Să zicem, 92 plus puncte, puncte plus 92. S egal cu 2 ori 92. De ce 2 ori 92? Care e motivul de zis 2 ori 92? Pentru că suma Gauss este egal cu S pe lângă S ori 2 ori 92 plus 5. Deci primul plus ultimul. Da. Deci primul plus ultimul, 5 plus 92. Ori numărul lor, cât sunt ei? Supra 2. Deci primul plus ultimul, ori câți termeni sunt, supra 2. 5 cu 92 face câte? 97. Deci egal cu 97. Ori cât sunt ei? Să aflăm numărul lor. Cât sunt ei? De aici până la 92. Câți termeni sunt? Păi, crezi că din 3 în 3. Din 3 în 3 crezi că așa. Și înălțim cu 3, nu? Cum aflăm numărul termenilor? Ca să aflăm numărul termenilor, din 92, din 92 scădem, adică din ultimul scădem pe primul, împărțim la din cât în cât cresc ei, în cazul nostru la împărțim la 3 și aflăm un 1. Deci numărul lor, scriem și mai numărul lor, numărul termenilor, da? Numărul lor, egal cu 92 minus 5, deci 92 minus 5, totul de împărțit la câte? La 3. Plus 1, egal cu 92 minus 5, cât face? Vine 87. 87. 87 împărțit la 3 plus 1 și egal cu 3 în 8 merge de 2 ori. Așa. 2 în 17 de 5 de 27 ori. Este. A 27 de 9 ori. Deci 29 și cu 1 30. Da? 29 și cu 1 30 de fel. Deci ori 30, ori acum, supra 2. Și 30 supra 2. Da? Și se simplifică prin toată chestia asta. Prin 3 din 2, face 97, ori 15. 97 ori 15. Și ia să vedem ce face 97 ori 15. Așezați-vă, fiecare să obține din cel din față, adunând același lucru.
tot adunăm aceeași cantitate tot timpul. Așa că aici nu avem o sumă braus. Este o altfel de sumă, fiar de termenii. Ce fac? S-o țin din cei din față, da? Din ce? Dar mulțit cu 3. Uite, 3 la a doua s-o țin din 3, dar mulțit cu 3. 3 la a treia se mi lăsa de față, dar mulțit cu 3. Deci nu este o sumă braus. Iau ceva. Am putea să-i scriem că 265 este egal cu 3 la 3 plus 3 la 0 plus 3 la 3 plus 3 la 2 plus puncte, puncte 1008. Cum se scrie mașina? Stai, cum te înțeleg. Cel mult ai putea să dai un 3 în factor comun. Ok, 3, 3 la 2, 3 la 3, deci dăm un 3 în factor comun. Deci va fi egal cu 3 pe lângă, hai vorbește tu. 3 pe lângă. 3 pe lângă, 3 la 3. Deci 3 la 3. Păi dacă am dat pe 3, ce-a rămas în locul ăsta de aici la cel 3? 1. 1, păi 1 neapărat. 1 plus. 1 plus 2. De ce 2? Păi dacă ați fost pe 3 la 1, cât a rămas aici? Cum se par două puteri care au cele bază? Și scade exponenții. 3. Și vine 3 la 1 plus 3. Deci plus 3, da. Plus? Plus 6. De ce 6? A, 9. 3 la 2. Plus 3 la 2. Apoi, plus 3 la 3, dacă ar fi, nu? Puncte, puncte acolo. Și plus puncte, puncte, în sfârșit ultimul, 3 la cât ar fi? Plus 3 la 215. 2015, da? 2015. Ei, cum să facem noi suma asta? Ia te uită de sus. De aici, începem 3, 3 la a doua plus 3 la a treia, plus puncte, puncte. Asta în față e 3 la cât aici? 3 la 2014. Da. Ca să fie exact bucata de sus, asta, îi lipsește lui un 3 la 2016. Deci în interior adunăm și scădem un 3 la puterea 2016. Deci vom fi egal de parte cu 3 de lângă. 1 plus 3, plus 3 la 2, plus 3 la 3, plus 1 puncte, plus 3 la puterea 2015, plus 3 la puterea 2016, și minus 3 la puterea 2016. Da? Nu mai vrei? Vrei? Cristina astăzi nu vine, nu știu să ia joia, nu vine. Și au dus aminte, ce mi-a dat, eu nu vin joia. Hai, vine, hai, da. Lasă, mă duc eu atunci. Deci asta s-a întâmplat, da? Da. Bun. Știi ceva de subiecte, nu știi? Da. Da. Ușor, 11 exerciții am subiectul lui Darius să-l am, nu știu dacă e și al lui Darvine. Mi-a trimis Mani. Dar sunt în aceeași clasă. Este la aceeași clasă, dacă le-a dat pe numere și oricum, cum e la un număr, așa e și da, la celălalt. Da, am subiecte, da? Și uite așa, mergem și asta e toată până aici. E suma de înainte, da? Asta pe aici. E suma de înainte pe care o știam și ies. Uite sus. Așa, dar vă spune capul 3, pe lângă 1 plus ies. Minus 3 la 2016 și e egal cu. Acum, hai să dezvoltăm analiza, da? 3 ori 3 plus 3 ies minus 3 la puterea 2017. Așadar, ies ăsta la care am plecat, pot să spun așa acum, ies este egal cu 3 plus 3 ies minus 3 la 2017. Da? Și putem
putem privi relația asta și într-un alt mod, adică egalitatea asta, asta egal cu asta, și atunci hai să credem de aici un yes. Vorbește tu, mai tot. Un yes. Și vine S minus S. Ce rămâne aici? 1. Mai dacă ai scăzut S-ul, S minus S? 0. Da. Deci vine 0 egal cu... Egal cu 3 plus 3 minus 3. Păi 3 S minus S? 3 S minus S? Asta e și rostul. 2 S. 2 S. 2 S minus... 3. 3 la fel, 2007. Da? 17. Și acum adunăm un 3 la 2017 și acum o de 0 va veni 3 la 2017. 3 la 2017 egal cu 3 S. 2 S. Scădem un 3 și spunem invers. 2 S egal cu 3 la 2017 minus 3. Adică S egal cu toată chestia asta împărțit la 2. Da? Deci S va fi egal cu 3 la 2017 minus 3 tot împărțit la 2. Asta este suma aceea. O să începem să facem ieșiții împreună. De-a da? Mama? Da, da. Facem un subiectul de teză? Nu, facem da. Când, dacă e ușurel, nu are o să ne da. Dăm timpul. Facem alte chestii, un pic. Dar v-ați sunat la mine? O sună la mine. O discă, o sună, da, o zici, da, o zici. La ora, când noi și la teză. Dimineața, da. Găsești un român. Nu, mă așteptăm pe un urmă. Dar oprim clasa la 6-a? Fișierul? La 6-a îl oprim. Îl oprim, faceți sinteză, bine? Hai să facem sinteza ore. Sinteza ore. Ia uite despre ce am discutat noi acolo. Am făcut... Dar cine am făcut? CMC și CMC. Da. Deci am făcut mulțimi. Mulțim. Dividitate. Fracție. Dividitate. Fracție. Fracție. Dividitate. Criterii. Criterii. De dividitate. Am mai fracții. Operații. Cu fracții. Apoi am vorbit de fracții, fracții zecimale, zecimale periodice simple și miște. Apoi am zis, am văzut și sume Gauss, nu? Da. Gauss. Apoi am vorbit că am împărțit cu rest. Da. Împărțirii cu rest. Ce mai ce cel? Da. Cel mai mic multiplu. Cel mai mare divizor comun și ce anume mai văzut noi? Cam atât, da. Cam asta a fost lucrul, da? Da. Bine, și am ușit geometrie acolo, nu? Da. A fost și câteva lucruri. Da. O vreța între unghiurilor, dar să știu o vedea. Da, unghiurilor în jurul unui punct. Suma unghiurilor în jurul unui punct, da? Da. Bun. La revedere! La revedere! Nu uitați like și share și să vă abonați! La abonați! La Profon Online! La revedere!